Adeverința medicală este obligatorie pentru elevi odată cu noul an școlar. Documentul este necesar pentru înscrierea în colectivitatea elevilor. Ea trebuie prezentată la școală în prima săptămână de cursuri de către elevii care acum au pășit în clasa pregătitoare, precum și de cei din clasele a 5-a și a 9-a. Ministrul Sănătății Nelu Tătaru a declarat că elevii cu patologie vulnerabilă, precum cei cu boli cronice, trebuie obligatoriu să dețină adeverință de la medic. În plus, toți elevii din clasa pregătitoare, precum și cei din clasele a 5-a și a 9-a, trebuie să aducă la școală o adeverință medicală pentru intrarea în colectivitate. Astfel, începutul de an școlar a adus agitații în rândul părinților, care au venit în număr mare la cabinetele medicilor pentru a face rost de aceste adeverințe. E normal că atunci când te duci într-o colectivitate să ai un minim control medical ca să se evite anumite situații neplăcute, epidemiologice mă refer, mai ales cum este situația acum deosebită. Acest control care se cere, când e vorba de această adeverință, se referă la un control medical general. Acest control trebuie să fie făcut de medicul de familie sau de medicul școlar. Directorii unităților de învățământ au dat elevilor un termen limită pentru atașarea documentului medical la dosarul individual. Este vorba despre un ordin al Ministerului Sănătății publicat destul de târziu și care i-a pus practic în imposibilitate atât pe părinți, pe elevi, și cât și pe medicii de familie să rezolve, astfel încât în prima zi de curs elevii să aibă aceste adeverințe. Au fost elevi care s-au prezentat cu ele în aceste două zile, însă vor avea un termen, să spunem, de grație în care vor putea să aducă adeverințele. Pe de altă parte, în momentul în care ei s-au înscris la liceu, au adus acea adeverință medicală pe baza căreia noi știm ce probleme de sănătate sau starea lor de sănătate în momentul de față. În momentul acesta avem triajul efectuat zilnic de către cabinetul medical. Despre prezentarea acestor adeverințe medicale a vorbit și fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu. Mă întrebau legat de această adeverință medicală care este horror. Din nou spun că am proprietatea cuvintelor. Pentru părinte care trebuie să completeze, ducă cu ea la medicul de familie, medicii de familie acum, în perioada asta, trebuie să dea mii uneori de asemenea adeverințe. Mi se pare o greșeală impardonabilă. Ministerul Sănătății are cadrul legal să delege un cadru medical la fiecare școală. Și cel puțin o lună de zile, eu cred că ar trebui să fie în fiecare dimineață făcută trierea aceasta epidemiologică. În școli zilnic are loc un triaj epidemiologic pentru identificarea celor care prezintă simptome de COVID-19.